A investit în activități agroindustriale 14 milioane de lei și a primit din partea statului încă 3 milioane pentru a-și dezvolta afacerea. Cu acești bani, producătorul de mere din satul Coșernița, raionul Criuleni, a construit un complex frigorific care îi permite să păstreze recolta în condiții optime, până când prețurile vor fi cu adevărat rezonabile. 99% din producție este exportată în Rusia. Complexul pentru păstrarea și sortarea fructelor este deja funcțional și se întinde pe o suprafață de 9.000 de metri pătrați. Recolta de mere din acest an a fost deja adunată și pusă în lăzi la păstrare. Aici sunt 25 de camere frigorifice concepute pentru 1.500 de lăzi. Temperatura și umiditatea aerului în frigidere este una constantă. Golden. Plus 0,9, може так, да, щоб підтримати його нормально, в хороших умовах, і влажність 93-95%. Unele soiuri de mere stau aici la păstrare până în vară. Condițiile frigorifice permit o bună păstrare pentru timp îndelungat. Important este doar ca situația să fie monitorizată la timp. Проверяем, как хранится яблочко, смотрим, не портится ли оно. В основном либо пятна чернеют, там такой процесс уже как бы гнили идет там или еще что-то. А так, как бы у нас еще, мы еще с этим не сталкивались, у нас нормально все. Păstrarea merelor la frigider toată iarna și scoaterea lor la vânzare în primăvară este scopul urmărit de producător. Mai cu seamă că pe durata sezonului rece, mulți producători epuizează toate stocurile de mere și pe piață se simte un deficit al producției, iar drept urmare prețurile cresc. Atunci când producătorul decide că e timpul să le vândă, merele sunt pregătite pentru export. Acestea sunt scoase din frigidere și sunt trimise la linia de curățare și sortare. Container dvigăță, pogrujăță vodă, dalșă iablăcă, moieță. По воде. Там уже проходит, значит, через линию, сушится. Потом идет процесс калибрации. Și linia de sortare din complex la fel este una nouă computerizată. În interiorul dispozitivului sunt camere care fotografiază fructele. Это вот он фотографирует его, да, каждое яблоко с экстроном, то он сразу определяет тебе, какой он размер имеет яблоко. Тут он тебе определяет до миллиметра каждое яблоко. Chiar dacă fructele pot fi păstrate până în iunie, primele mere încep să fie distribuite încă din iarnă. Apoi, treptat, timp de jumătate de an, toată recolta este vândută. În curând, în jur de 50 de muncitori vor începe împachetarea fructelor. În linii mari, angajații sunt localnicii din Coșernița și săteni din Onițcani. Если должно быть в коробке 13 кг, значит 13 кг, не меньше. Яблоко, естественно, выкладывается, вот весы у каждого, да, и смотрят и на яблоко качество. Если оно плохое, ставим сюда. Если оно хорошее, ставим сюда. Complexul frigorific a fost construit chiar lângă livada. Producătorul are în gestiune 50 de hectare de mere și 10 hectare de prune. Саженцы для этого сада привезли из Италии. И хотя это на порядок дороже, чем покупать в Молдове, но и результат другой. Во-первых, яблоко крупное, во-вторых, урожай хороший. Fermierul spune că doar de pe un hectar adună până la 60 de tone. Asta înseamnă de 3 ori mai mult decât în livezile cu puieți locali. Mai mult decât atât, pentru a proteja recolta, livada a fost acoperită și cu plasă de protecție împotriva grindenei. Сама сетка она недорогая, вот эта вся инфраструктура для того, чтобы накрыть вот сетку, потому что если обратите внимание, есть столбы, есть тросы, есть проволока, есть антера, который вкручивается в землю. Это да, это дорого чуть-чуть стоит. В этом году у нас было два раза град. В прошлом году было два раза. Каждый год у нас практически есть град. Toată recolta este exportată în Rusia. Reprezentanții Asociației Exportatorilor de Fructe din Moldova spun că mereu a existat un interes sporit pentru merele moldovenești din partea Federației Ruse. Este o piață atractivă pentru producătorii din Republica Moldova, într-un fel tradițional, unde fructele noastre tradițional se consideră de producție locală. Noi avem cereri permanent de preț sau de ofertă din partea partenerilor. Noi chiar am fost în septembrie la expoziția internațională World Food Moscow. Pentru construcția complexului de păstrare și sortare a fructelor, dar și pentru procurarea dispozitivelor, au fost investite 17 milioane de lei. Din suma totală, producătorul a primit din partea statului 3 milioane de lei.